Și bine, v-am regăsit pe canalul meu. Nu știu ce ați făcut voi săptămâna asta, dar eu m-am tot chinuit să depun un dosar de TVA pentru obținerea numărului de TVA la cerere. Și din cauza asta m-am gândit că poate ar fi util și pentru voi să trecem în revistă criteriile pe care le analizează ANAF atunci când voi depuneți un dosar pentru a cere număr de TVA, iar ANAF încearcă să vadă dacă vi dă sau nu. Adică să vedem ce consideră ei grad ridicat de risc, mediu și ridicat, și ce consider că ar fi ok să faceți înainte să depuneți acest dosar de TVA. Criteriile astea le găsim în ordinul o 2856 pe 2017. Este un ordin care se referă la stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de TVA. Să nu vă închipuiți că eu știu legislația pe din afară, de aceea o citesc de pe laptop. Niciun contabil sau, mă rog, majoritatea contabilor nu știu legislația pe din afară, tot timpul ne uităm pe net, ne uităm în sursele noastre de la care ne inspirăm, deci nu nu știm legislația pe din afară. Revenit, acest ordin are două anexe, anexa numărul 5 și anexa numărul 6, ambele cu criterii. De ce sunt două anexe și ca să știți unde să vă uitați, anexa 5 se referă la criteriile de evaluare atunci când depuneți dosarul de TVA fără să depășiți plafonul de 220.000 de lei cifră de afaceri, iar anexa numărul 6 se referă la criteriile la care trebuie să vă uitați atunci când ANAF va anulat deja numărul de TVA și voi îl cereți înapoi. Astăzi ne vom uita și ne vom raporta la anexa numărul 5 cea la care trebuie să vă raportați atunci când sunteți o firmă neplătoare de TVA, nu ați depășit plafonul de TVA, dar totuși vreți să solicitați de la ANAF numărul de TVA. Să discutăm un pic și de ce ați vrea numărul ăsta de TVA, pentru că la prima vedere e o bătaie de cap și nu mai declarați în plus și lucruri în plus de făcut atunci când sunteți plătoare de TVA. Corect, dar firmele care activează online, firmele care um, au furnizori din afara României, firmele neplătoare de TVA ar fi teoretic în majoritatea cazurilor, ca să nu spunem, un în asta din cazul, că nu sunt stara asta din cazul, dar în majoritatea cazurilor obligate să colecteze TVA pentru achizițiile de servicii pe care le faceți din afara României și atunci, ca să evitați acest cost de 19%, majoritatea firmelor vor să se înregistreze ca plătitori de TVA. Ca să dăm un exemplu mai concret, de exemplu, cei care activați pe Upwork, aveți acel comision pe care apăr Vilia pentru că activați pe platformă și Vilia și din vânzări. La acel comision trebuie să colectați 19% TVA, să virați la stat. Ei bine, puteți evita acest cost dacă lucrați pe firmă plătitoare de TVA sau poate activați pe Amazon. Același lucru. Puteți evita colectarea acelor 19% la fiurile Amazon prin devenirea um, firmei pe care lucrați, plătitoare de TVA. Și multe, multe alte cazuri de genul ăsta. Deci există un foarte întemeiat motiv pentru că majoritatea firmelor aplică pentru numărul ăsta de TVA. Acum să revenim la cele 15 criterii la care se uită ANAF și ce trebuie să aveți voi grijă să faceți, ar fi bine să faceți înainte să vă gândiți să depuneți acest dosar de TVA. Primul criteriu se referă la unde aveți sediu. ANAF nu privește cu ori bun înregistrarea sediului la avocat. Consideră asta un grad ridicat de risc. Deci, este foarte important, dacă vrei să cereți numărul de TVA, să aveți sediu declarat într-un punct fix sau la un punct de lucru unde anaf poate veni să vă găsească. Asta este scopul lui, asta este raționamentul din spatele acestui criteriu. Să poată să vină undeva în control, să vă găsească. Dar asta nu e tot. Trebuie ca contractul de comodat sau contractul de închiriere pe care îl faceți în acest punct fix să fie pe o durată mai mare de un an. Dacă îl faceți cu o durată de un an sau mai mică, ANAF-ul vede și acest lucru ca un grad ridicat de risc. Deci, trebuie să nu aveți sediu la avocat, să aveți sediu declarat într-un punct fix sau la un punct de lucru, iar contractul încheiat să fie pe o perioadă mai mare de un an ca să treceți cu brio de acest prim criteriu. Al doilea criteriu se referă la insolvența și falimentul firmelor pe care poate le-ați deținut în trecut. Dacă nu ați deținut în trecut nicio firmă, atât voi cât și asociații voștri, cât și administratorul firmei voastre, nu aveți treabă cu acest criteriu. Dar, ANAF se uită dacă în trecut ați fost asociații sau administratorii unor firme care au intrat în insolvență și faliment. Iar dacă lucrul ăsta s-a întâmplat, consideră că și firma la, la care acum sunteți asociați și administratori ai un grad ridicat de risc. Nu aveți ce să faceți dacă în trecut ați fost asociații sau administratori unei astfel de firme, deci în ultimii 5 ani, nu aveți ce să faceți, asta e situația, dar să știți că asta va fi o bulină neagră în ochii ANAF. Al treilea criteriu se referă la inactivitatea fiscală. Dacă o firmă pe care ați deținut-o în trecut sau încă o dețineți, o altă firmă decât asta pentru care aplicați cu, pentru numărul de TVA, a intrat în inactivitate fiscală, adică a n-a făcut o inactivitate, nu v-ați depus declarațiile sau eu știu, sunt foarte multe criterii de inactivitate fiscală. Deci dacă a intrat în inactivitate fiscală o altă firmă pe care ați deținut-o în trecut sau pe care încă poate o mai dețineți, ANAF privește cu ochii răi și firma pentru care cereți acum numărul de TVA. Deci asta este iarăși o bulină neagră, un grad de risc ridicat pentru firma actuală. Al patrulea criteriu se referă la inactivitatea de la Registrul Comerțului. Deci avem două tipuri de inactivități, una fiscală la ANAF și una la Registrul Comerțului. Aceasta la Registrul Comerțului o declarați chiar voi, nu știu, aveți o firmă fără activitate și o băgați în inactivitate și peste câțiva ani, nu știu, voi să faceți altă firmă. ANAF nu privește lucrul ăsta cu ochi buni, se gândește dacă mai aveți o firmă deja, trebuie să vă rezolvați socotelii de acolo, dacă nu mai activați pe ea, să o închideți, dacă Vrei să activați pe ea, activați și faceți activitatea asta pe aia. Deci nu înțelege ANAF de ce trebuie să aveți mai multe firme în paralel, mai ales una care a fost în activitate la Registrul Comensului sau fiscală. Nu știu dacă am precizat, dar ANAF se uită la lucrurile astea pe 5 ani în urmă. Deci dacă ați avut o firmă cu 100 de ani, 10 ani, mai mult de 5 ani în urmă, teoretic ANAF n-a mai trebuit să ia lucrul ăsta în considerare. Cu toate astea, eu cred că o face și vă va pune o întrebare referitor la firmele respective. Dar în această anexă scrie că pe ultimii 5 ani trebuie să vă uitați la lucrurile astea. Al cincilea criteriu se referă la respingerea unui dosar de TVA. Să zicem că să mai sunteți asociatul sau administratului altei firme căruia i-a fost respins dosarul de TVA. Acest lucru se reflectă și asupra firmei în chestiune despre care discutăm acum, pentru care depuneți dosarul de TVA. Deci se consideră că dacă v-a fost respins pe o altă firmă numărul de TVA și firma asta are în grad ridicat de risc, pentru că vorbim de aceeași persoane și e posibil ca motivele de la firma aia să se fi transferat la firma asta. Deci, nu-i de bine. Al șaselea criteriu se referă la obligații fiscale restante. Iarăși, nu ne referim doar la firma pentru care aplicați pentru numărul de TVA, ne referim la întregul vostru istoric ca asociat și administrator a tuturor firmelor pe care le-ați deținut vreodată în ultimii 5 ani. Și dacă firmele respective au avut sau au datorii mai mari de 50.000 de lei, Iarăși, aceasta este o bulină neagră în ochii anaf. Vă spun din experiență că e o bulină neagră indiferent ce datorii aveți, deși un leu dacă aveți, o să fie o problemă, dar în lege scrie de plafonul acesta de 50.000 de lei. Deci dacă aveți astfel de firme și au datorii, plătiți datoriile și după aceea depuneți dosarul la ANAF ca cel puțin să nu aveți risc fiscal ridicat și pe acest punct cu datoriile. Al șaptelea și al optulea punct o să le discutăm cumulat pentru că e vorba de contravențiile și infracțiunile care ar putea fi scrise în, dosa, în cazierul vostru fiscal. Vă spun din stare, dacă aveți cazier fiscal, nici nu vă gândiți să aplicați pentru numărul de TVA pentru că nu o să vă dea nimeni, nu o să vă fie respins dosarul din stare. Duceți-vă întâi și vedeți. Dacă aveți cumva cazier fiscal, dacă aveți probleme din urmă, firme lăsate să moară, firme, eu știu, cu diverse probleme, vedeți dacă fapta respectivă a fost înscrisă în cazierul fiscal, puteți să scoateți cazierul ăsta fiscal de la anaf de la sectorul de unde aveți buletinul, pe persoană fizică și de-abia apoi depuneți dosarul pentru TVA după ce v-ați rezolvat probleme. Al nouălea criteriu se referă la veniturile administratorului firmei despre care discutăm. ANAF se uită la veniturile administratorilor din ultimele 12 luni. Când zicem venituri, vorbim de venituri din salarii, venituri din dividende, venituri în general. Vrea să știe despre persoana fizică care are în administrare și care poartă toată răspunderea pentru SRL-ul pentru care cere numărul de TVA să vadă, în primul rând, poate să susțină activitatea firmei pe viitor dacă firma nu face veniturile respectiv ca să-și plătească toate datoriile, se mai uită și la persoana asta fizică până acum, din ce s-a întreținut, cei cu ea, a avut alte firme, deci are uh, venituri din dividende, dacă are venituri din dividende, înseamnă că firma respectivă a mers. Ce a făcut? A fost salariat și acum avea să devină antreprenor. Se uită un pic și la cine e administratorul ăsta și ce a făcut el în trecut. Deci, ca să treceți cu bine peste acest uh, punct, peste acest uh, punct la care se uită anaf trebuie să aveți în ultimele 12 luni ca administrator al firmei venituri. Al 10-lea criteriu se referă la rezidența fiscală a administratorului firmei care cere numărul de TVA. După cum vedeți, cine e administratorul firmei respective comportă pentru ANAF o mare importanță, pentru că administratorul e răspunzător de toată activitatea firmei. El răspunde dacă se întâmplă ceva cu firma, el este tras la răspundere și nu asociații firmei. Asta Informația asta o găsiți în legea 31 a societăților comerciale. Deci, cine e administratorul firmei asta și cât de curat e el fiscal, contează foarte mult pentru ANAF. Și punctul ăsta zice așa. Că dacă administratorul firmei care cere numărul de TVA nu este rezident fiscal în România, deci este un străin care nu are buletin, NIF, nu e rezident fiscal în România, firma respectivă, ca să nu comporte un grad ridicat de risc, să aibă capitalul social de cel puțin 45.000 de lei. Deci, dacă aveți o firmă al cărui administrator este un străin care nu este rezident fiscal în România, firma respectivă trebuie să aibă capitalul social de cel puțin 45.000 de lei. Dacă are 200 de lei capitalul minim... Aici Ana fost să vadă iarăși o bulină neagră un grad de risc ridicat. Poate vă întrebați de ce, pentru că dacă respectiv administrator nu e rezident fiscal în România, ce o să ia anaf -ul? Până la urmă, unde să-l urmărească? Poate nici măcar nu e rezident fiscal în Europa, unde poate ar putea să-i mai urmărească niște bunuri, niște venituri. Poate e chinez sau, nu știu, turc sau... Foarte greu anaf se va putea duce să execute o persoană despre care nu știe mai nimic, care nu e rezident fiscal aici. Al 11-a criteriu se referă la contul bancar al firmei, care aplică pentru numărul de TVA. Este foarte important cine are drept de semnătură în bancă, cine este beneficiarul real al sumelor și dacă ANAF descoperă că în bancă are de sănătură o persoană care nu este asociat sau administratorul firmei, deci o persoană care nu are neapărat legătură cu firma, decât poate că este angajat sau poate nici atât, consideră că e un grad ridicat de risc aici. De ce? Pentru că cine are de semnătură în bancă este beneficiarul real al sumelor și poate scoate banii din bancă în orice moment, dar, nu, dar nu poate fi tras la răspundere pe legea SRL-ului, societăților comerciale, nu poate fi tras la răspundere pentru ceea ce se întâmplă cu SRL-ul. Dacă SRL-ul face evaziune fiscală, de exemplu, persoana respectivă poate să fugă cu banii, dar nu va fi tras la răspundere decât administratorul firmei și atunci pentru ANAF este important ca drept de semnătură în bancă să nu aibă decât persoanele care sunt asociați sau administratori ai firmei. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, este un risc fiscal ridicat aici. Criteriul 12 și 13 se referă la unde este autorizată activitatea firmei. Am insistat foarte mult că este important să aveți activitatea autorizată la sediu sau la punct de lucru. Și la terți, dacă activitatea voastră cere asta, de exemplu, dacă sunteți o firmă de construcții, nu vă puteți autoriza activitatea la sediu. Bineînțeles că va fi la terți, dar în majoritatea cazurilor, voi aveți o activitate care se întâmplă de la sediu, dar nu o autorizați acolo. Din diverse motive, nu o să intrăm acum în discuție. Dar Anafu se uite la lucrul ăsta, la unde este autorizată activitatea și pentru el este important să fie autorizată activitatea la sediu sau la un punct de lucru. Al 14 punct se referă la servicii contabile. ANAF se uită cine este persoana care vă ține contabilitatea și dorește ca persoana respectivă să fie ori o firmă autorizată cecar și să vă țină contabilitatea printr-un contract de peste servicii, contract ce se declară împreună cu numărul contractului, data la care a fost încheiat, autorizația firmei de la cecar, toate astea se declară la ANAF în momentul în care încheiați contractul. Sau vrea să aveți un angajat. Cu studii superioare, care să vă conducă comp -ă, compartimentul de contabilitate. Și lucrul ăsta se declară și el la ANAF, în declarația 010. Dacă nu aveți aceste declarații făcute, ANAF. Consideră acest, acest lucru un risc ridicat, faptul că nu respectați legea și nu vă ține contabilitatea o persoană autorizată din legea respectivă. Al 15-a criteriu și ultimul se referă la salariați și anume la ce salariați aveți. ANAF se uită dacă în momentul depunerii dosarului aveți salariați pe firmă, trebuie să aveți cel puțin un salariat. La numărul ăsta al contractelor de muncă nu intră contractele pe care le-ați încheiat cu contabilul. Ana vă vrea să vadă salariații activi, care sunt efectiv implicați în activitate. Eu știu, poate un director sau poate un agent de vânzări sau eu știu ce aveți pe acolo, nu contează. Ideea este că dacă aveți doar un singur contract de muncă și acela este al contabilului, acel contract de muncă nu va fi luat în calcul. Cam acestea sunt cele 15 criterii la care ANAF se uită în momentul când voi depuneți un dosar de TVA pentru a cere numărul de TVA fără să depășiți la de 220.000 de lei cifră de afaceri. Din experiența mea, toate criteriile sunt importante și ar trebui să le cam îndepliniți pe toate, adică până și unul din criteriile astea ar fi o reală problemă în a obține numărul de TVA. Așa că, înainte să vă depuneți dosarul de TVA, verificați-vă aceste 15 criterii să vă încadrați în ele, pentru că multe din ele pot fi îndeplinite încă dinainte. De exemplu, dacă aveți cazier fiscal, vă puteți duce în întâi să vă rezolvați problema asta. Dacă. Nu aveți contract încheiat cu o firmă de contabilitate, poate ar fi cazul să rezolvați lucrul ăsta, dar nu numai pentru dosarul de TVA, în general, sau poate nu aveți pe nimeni angajat, nu zic neapărat să lucrați cu o firmă de contabilitate autorizată cecar, ci doar să respectați legea, puteți să lucrați și cu un absolvent de facultate cu studii superioare, economice, atât timp cât -a, a angajat și vă conduce departamentul de contabilitate. Cu sediul, la fel, dacă cumva v-ați autorizat sediu eronat pentru că n știu cum v-ați înființat firma, puteți să remediați acest lucru înainte să vă depuneți dosarul. Pentru că, așa cum ați văzut din criterii, o respingere a dosarului de TVA cântărește foarte mult a doua oară, a treia oară când vă depuneți dosarul, deja e văzut lucrul ăsta ca o bulină neagră sau poate mai sunteți asociați și în altă firmă, poate aveți două firme și depuneți dosarul ăsta de TVA incomplet și fără să vă informați înainte și puteți să afectați activitatea altor firme pe care le aveți, să aveți probleme și acolo doar pentru că nu v-ați informat cum trebuie pe firma asta. Deci aveți mare grijă înainte să depuneți un dosar de TVA pentru că asta vă va afecta toate celelalte firme pe care le aveți, cât și istoricul vostru ca asociat și administrator pentru tot restul vieții voastre, cel puțin așa e legea acum. Aveți aveți mare grijă, vă urez succes și noi ne vedem în video următor. Pa!